Sâmbătă 21 august, începând cu ora 9, Inspectoratul de Poliție Județean Călăraș a derulat o acțiune în cadrul căreia au fost desfășurate activități educativ-preventive adresate copiilor. În acest context, copiii au avut ocazia să învețe în cadrul cursului interactiv de siguranță rutieră principalele reguli de circulație, cum să identifice riscurile din vecinătatea traficului și semnificația indicatoarelor rutiere. Acțiunea s-a derulat în Parcul Dumbrava din municipiul Călăraș. Aici avem aici și niște sfaturi pentru părinți. Ia să vedem. Ce începem noi aici? Copiteză! Văd că face polițistul, ce trebuie să faci? Trebuie să oprești! Să treci părinții! Și acum vine și să... Pregătiți semne documente! Înainte să traversăm, ce trebuie să facem noi? Ne oprim în primul rând, aici pe trotuarul, unde s-a oprit subioara ta. Să oprești, te oprești, da? Și te uiți și în stânga și în dreapta. Nu neapărat. Când ajungem la casă? Mai întâi și mai întâi, trebuie să ne asigurăm că șoferii au oprit și că ne-au văzut. Pentru că sunt foarte mulți șoferi neatenți, grăbiți, care... Mai folosești telefonul mobil, pare? Și nu s-a testat timpul la drum. Și e posibil ca noi, deși avem dreptul să traversăm și avem prioritate pe trecerea de pietoni, șoferul ăla să nu ne facă.